cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, bună dimineața la cafea. Bine v-am regăsit la emisiune. Colegii mei îmi vor aduce de pe masă două ziare ca să fac introducerea la emisiunea de astăzi. Au apărut Mesagerul de Neamț numărul 602 și numărul 12 din Ecoul Munților. Ia că s-a făcut un an de când publicația de pe Valea Muntelui, pe masă la mine, publicația de pe Valea Muntelui și-a cucerit un public și rezistă în ciuda tuturor celor care îi cântau prohodul dinainte de a apărea primul număr. Trebuie să vă spun că numărul de astăzi al Mesagerului are foarte multe materiale care merită citite. Este unul din acele numere de ziar care rămân și care fac diferența. De exemplu, un caz șocant la granița dintre Harghita și Neamț, incendiu pe bază de naționalitate pe proprietăți ale unor locuitori din Neamț. Locuitori din Dămuc aveau fânare, căsuțe de, mă rog, de lucru acolo și 8 incendii, sau 9, nu mai rețin exact, 8 incendii, 8 case din acelea ale românilor au ars, în jur nicio casă din a naționalităților conlocuitoare din județ nu a suferit nimic. Cauza celor care au cercetat incendiul spune foc pus intenționat. De aici încolo, Dumnezeu cu mila și probabil aur cu campania electorală, că altcineva nu se bagă. Mergem mai departe. Cum au dispărut aproape 100.000 de lei din caseria Publiserv? Pe vremuri, nu acum. Pe vremuri revolute, ca să spunem așa. Gaurile negre din bugetul APASERV, un material in memoriam Iona Savei, avem energie cu ochii larg descris pe mișcările ministrului Borduja, cronică de decembrie la Camera de Comerț și Industrie a României, dar și materiale cu iz istoric, la început de veac fanariot în Ținutul Neamțului și încă alte câteva materiale pe care vă invit să le citiți. Ecoul Munților, numărul 12, nu intrăm acum în amănunte, în schimb, e joi, a apărut Mesagerul, a apărut și primarul municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața, fără a avea neapărat o legătură una cu alta, dar mă bucur de păi, haideți să spunem așa, facem noi o legătură, cât timp apare Mesagerul, apare și primarul în emisiune. Cu tot dragul, mulțumesc. Deci dacă nu apare Mesagerul, nu apare nici primarul. Înseamnă că am tras oblonul. Eu mă mai învoiesc. Asta e altă poveste. Asta e altă poveste. Voitul e învoit. Asta, na. Și dar Mesagerul trebuie să apară și când nu reușesc eu să apar. Nu, i-am zis că invers e relația. Da, să începem emisiunea, că a trebuit să fac această introducere, mai ales că materialul acela despre Harghita, cu locuitorii din Dămuc, care au, e absolut șocant pentru mine, adică incendii timp de o lună de zile, s-au dus acolo, a fost și s-a pus poliție care patrula și incendiile tot au. Eu zic că sigur se va prinde făptașul, mai ales că se pare că nu se cumințește odată ce are... Sigur, îl va prinde, deci îl va urma micii de la aur și îi vor pune... N-am deloc încredere în această percepție a dumneavoastră. Eu aștept o reacție la nivelul instituțiilor serioase, apropo de asta. Dar cei din Neamț, nu putem cerceta acolo, că nu-i la noi. Familiile respective nu pot fi despăgubite de cei din... Comuna Lunca de Jos, Harghita, pentru că chiar dacă au proprietăți acolo, nu au domiciliu. Iar cei din Dămuc nu îi pot ajuta, pentru că locul unde s-a întâmplat nu este pe raza comunei, ci în altă parte. Așa că am sunat la Consiliul Județean Harghita. Domnul președinte a spus, vai, zice, dar pe mine nu m-a informat nimeni. Nici pe domn prefect nu am primit răspuns de acolo, că probabil nici pe el nu l-a informat nimeni.
În rest, ce să mai spunem? Sfântul Ilie străiască. Da, domnul primar, cum e prin oraș în perioada asta? Prin oraș în continuare se lucrează. Ne apropiem din ce în ce mai mult de liman. A început recepția pe Dimitrie Leonida 9 mai. Ne pregătim de recepție pe Mihai Viteazu. Ne pregătim de recepția parțială a podului de la spital pentru a-l da în circulație. S-au făcut cam tot ce ținea de sistematizarea traficului. Mergem înainte și ducem spre final toate proiectele. Ne pregătim de finalizarea punții de la Strand. Se lucrează în școli, se lucrează la creșe, se lucrează cam peste tot, la observator, la drumul de pe Cozla. Am finalizat recent pista de atletism, tabela electronică la stadion. Încep să apară rezultatele muncii din ultimii 3 ani. Acum, eu am primit o propunere și eu vă transmit mai departe. Știți, polițiștii la un moment dat prin țară, când aveau porțiuni de șosea acolo unde știau ei că lumea apasă pe accelerație, au făcut niște machete cu mașini de poliție sau cu polițiști care stăteau așa de departe, ți se părea că e mașina poliției sau e vreun polițist. Și la Iași. Propunerea era să-i faceți niște machete domnului ministru care a fost zilele trecute. E o coincidență, vă pot deci, spune foarte... Deci să-i faceți niște machete. Bună și idea. Să le puneți de-a lungul lucrărilor de pe Bulevardul Decebal și Traian acolo mai puțin. De ce? Pentru că în momentul în care domnia s-a apărut, eu n-am putut la conferința de presă să nu mulțumesc domnului ministru că a venit pe așa, am observat muncitori cu cașchetă pe cap. Le au și în alte zile. Probabil nu cu aceeași disciplină și rigoare. Așa. Le au, că merg în fiecare. Am văzut un pic de balizaj făcut pe drum, așa, adică altfel decât era în alte zile. Așa că eu vă propun să-i facem, punem noi la dispoziție, dacă trebuie, cartonul și să-l punem pe domnul ministru Veștea din... Eu vă invit să mergem împreună pe șantiere și o să vedeți că... Nu reacționează la mine ca la domn ministru. Poate la dumneavoastră. Haideți să vedem. Propun să facem un exercițiu. O să facem, dar nu astăzi. Nu astăzi, că nici eu nu pot astăzi. Deci dar nu îl pregătim. Astăzi. Nu anunțăm pe nimeni. Exact. Pur și simplu ne hotărâm... Exact. Păi nu, că au fost momente când dumneavoastră aveați cască și ei nu. Păi eu încerc să dau exemplu care păi trebuie uneori propagat și în ordinea asta. Bun, acum că dincolo de glumă, eu vreau să vă precizez că au existat multe momente în care am constatat neajunsurile lucrărilor. Fie pe partea de semnalistică, fie pe partea de mobilizare a oamenilor, fie pe partea de protecția muncii. Toate acestea sunt obligațiile constructorului, nu ale primarului. Primarul are obligația de a face proiectul tehnic, de a lansa procedurile de achiziție. Nu el face proiectul tehnic. Se ocupă de alocarea bugetară, de organizarea achiziției și de monitorizarea lucrărilor și efectuarea plăților pe fiecare situație de plată. Noi ne-am făcut cu vârf și îndesat datoria. Nu este constructor care lucrează pe vreun șantier în Piatra Neamț care se poate spune că și-a primit banii cu întârziere de În ciuda greutăților pentru... Greutățile au fost acum 3 ani. Greutățile am început să le rezolvăm. Oricum nu este ușor. Nu e deloc ușor. Nu este ușor. Haideți să nu... Așa o să creadă lumea că stă purcoiul de bani în primărie la dispoziția constructorului. Avem un management financiar foarte eficient și ne asigurăm de cash flow-ul necesar pentru a duce toate proiectele acestea la bun sfârșit, că tot au apărut foarte mulți detractori care acuză sau afirmă că nu am avea bani să terminăm proiectele. Cred că rezultatul se vede și pietrenii trebuie să aibă încredere că nu există nicio astfel de problemă la primăria Piatra Neamț. Au existat. Deci primăria pe care am moștenit-o era în faliment, era în pragul falimentului. Totul era în colaps. Nu e cazul să ne plângem astăzi. Mai mult de atât, vom avea zilele următoare confirmarea ratingului orașului, care am impresia că
va fi cel puțin la nivelul ratingului suveran. Adică e o confirmare a faptului, va fi o confirmare a faptului că bugetul, resursele orașului sunt bine gestionate și există stabilitate și perspective de creștere. Vorbeam despre șantiere și despre faptul că vizita ministrului va crea dumneavoastră percepția că lucrurile sunt mult acum mai bine puse în ordine. Mai mie. Avem de la 1 iulie avem o monitorizare foarte atentă a progreselor care s-au întâmplat constant. Și dacă ne referim, putem să luăm fiecare șantier, fiecare proiect în parte, dar cred că cele mai multe neajunsuri s-au constatat în toată această perioadă pe lucrarea cea mai complexă și cea mai vizibilă pentru și care produce și cel mai mare disconfort momentan, cea de magistrală de apă. Mobilizarea în aprilie era zero. De la 1 iulie s-a început cu o îmbunătățire constantă, vizibilă și pe partea de semnalistică greu. Greu pentru că este nevoie de alocare de resurse. Alocare de resurse care nu întotdeauna constructorul le anticipează din timp și le asigură din timp. Dar cu presiune, în ședințe tehnice, în vizite pe teren, cu oamenii pe care am însărcinat cu monitorizarea proiectelor, aceste progrese au apărut. Am solicitat constructorului aducerea la cotă a șanțurilor încă de la bun început. Dar e nevoie să asiguri niște materiale și să asiguri o urmărire continuă a denivelărilor care apar, pentru că în timp în acele șanțuri se realizează și compactarea naturală și se mai dislocă pe aici pe acolo diverse materiale și apar, bineînțeles, niște denivelări care trebuie urmărite și tot timpul aduse la cotă. Faptul că în ultima perioadă am avut colegi care au făcut tot acest parcurs în fiecare zi, evident că s-a lăsat cu o mai bună realizare a acestor lucrări în ultima perioadă. Faptul că a venit ministrul marți s-au constatat că aceste lucruri există mai bine în teren. Dar din punctul meu de vedere, ele cel puțin de săptămâna trecută se prezentau mai important bine. Important este. Eu n-am spus. Dar punem și macheta. Ajută. Deci, important este că am impresia că mai trebuie câte un șut în fund din când în când. Și o să mai aducem miniștrii. M-am vorbit și cu domnul președinte de Lazar. Adică începem cu machete, dacă ajută, ca să testăm și efectul ăsta. Am înțeles. Haideți să mai luăm câte o întrebare, Bogdan. Vezi, întrebarea domnului Ungureanu, după aceea Sergiu Ștefan, puse, dacă se poate, ca să... Când poți tu? Ca să ved... Deci, eu vă transmit, domnul Ungureanu spunea, dacă nu mă... Da. M-am întrebat acum 2 săptămâni când se deschide podul de la spital și a spus că luni, dar de atunci a trecut câteva zile. Nu mă Bălănescu și mulțumesc, dragi pietreni. Podul, ați amintit înainte. Podul, eu mi-am făcut datoria cu vârf și îndesat pentru a deschide podul cu maximă rapiditate. Am făcut și toate exercițiile de transparență, să comunic public termenele pe care și le-a asumat constructorul. Într-o lucrare de asemenea învergură, din păcate apar situații neprevăzute care întârzie finalizarea lucrărilor. Acum podul este gata, sunt realizate și toate marcajele, dar încă oamenii nu s-au obișnuit, de exemplu, să nu-și parcheze mașinile în piața Cogălnicianu. Nici nu vreau să aplicăm sancțiuni, dar dacă altfel nu putem dezobișnui pentru a permite deschiderea traficului rutier, vom ajunge și la sancțiuni. Mai este o altă situație. Podul este gata și s-ar putea, să zicem, ne pregătim de recepția finală, pentru că trăim într-o comunitate foarte efervescentă, unde sunt și multe personaje, mai mult sau mai puțin reale,
care urmăresc fiecare sincopă, fiecare neajuns, fiecare problemuță, oricât de mică, să o scoată în evidență și să zică, ha, v-am prins, ia, nu e bine cu această chestiune. Nu sunt primarul perfect. Nu cred că poate vorbi cineva undeva în lume de vreun om perfect sau de vreun și implicit de vreun primar perfect. Pentru a fi toate lucrurile șnur, este nevoie de îndeplinirea foarte multor condiții. Un primar are nevoie de arhitecți buni, ingineri buni, constructori buni, proiectanți buni, consultanți buni, o echipă performantă și, bineînțeles, pentru ca toate lucrurile să fie perfecte, este nevoie și de o comunitate perfectă care să respecte Un consiliu local. Vedeți, sunt foarte multe condiții. Nu putem spune că este vreun proiect perfect în Piatra Neamț sau că toate lucrurile curg șnur, cum ni le-am dorit sau la modul ideal. Dar se întâmplă lucruri în oraș. Lucrurile astea, toate aceste șantiere se vor închide. Într-un singur mandat, în 3 ani, am reușit să pun la punct aproape toate podurile din oraș. Mai avem unul, la podul de la Căprioara, care este realizat studiul de fezabilitate. Suntem anunțat în punctul obținerii avizelor. Avem în proiectare un pod nou peste Cuiești, un podeț nou, pe strada Foișorului. Acum 2 ani, un enoriaș al bisericii al parohiei din zonă m-a prins la slujba acolo și m-a invitat să-mi arate pe unde trece el în fiecare dimineață și în fiecare seară. Și m-am îngrozit. De atunci am lansat acest proiect. Acum este în proiectare. Până la finalul acestui an a trebuit să primim proiectul tehnic. Și mai avem 2 poduri de pus la punct. Cele de la intrarea din oraș peste canal și peste calea ferată. Urmează și acelea. Nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată ca într-un mandat să ai toate aceste lucruri sistematizate. Și nu mai vorbim de cele finalizate, inclusiv cel de la spital. Toate punțile pietonale sunt puse la punct. 3 peste Cuiești, mai este puntea de la 8 martie, care va fi demolată și reconstruită în primăvara anului viitor. În momentul de față nu am dat drumul la această lucrare, este contractul semnat. Până nu se dă drumul la pod. Nu putem să închidem 2 poduri vecine simultan, pentru că nu o să mai aibă oamenii pe unde trece. Puntea de la Strand este aproape finalizată. Mulți s-au îndoit de această lucrare, am avut provocări de nimeni nu-și imaginează și nu am timp suficient să explic toate situațiile cu care ne-am confruntat acolo, dar iată că într-un an și 3 luni am reușit să punem în funcțiune și acest proiect. Urmează practic finalizarea și recepția și acestei lucrări. Ca să nu mai vorbim de școli. 8 din 21 de școli sunt în șantier astăzi și nu doar var și schimbat parchetul sau pus parchet peste parchet, cum se întâmplă. Sau acoperiș peste acoperiș. Așa, nu. Punem lucrurile la punct, în ordine și nu ne batem joc de banii pe care îi investim. Locurile de joacă. Sunt atâtea teme, sunt atâtea obiective pe care acționăm concomitent și nu vă imaginați că resursele orașului sau bugetul orașului este cu mult diferit față de acum 5 ani. Diferită este focusarea pe atragerea banilor europeni. În 6 ani, înaintea mandatului meu, s-au absorbit, atenție, 2 milioane de lei, 2 milioane de lei în 6 ani din bani europeni. Numai anul ăsta am absorbit 250 de milioane de lei. Deci de 100 de ori mai mult decât în 6 ani. Lucrurile astea poate nu se văd, poate oamenii nu le știu. Nici eu nu m-am descurcat foarte bine să le comunic, pentru că există 2 categorii de politicieni. Politicieni care vorbesc și politicieni care fac. În momentul în care te apuci de făcut și întâmpini blocaj peste blocaj, provocare peste provocare și mai vine și cel din echipa adversă sau o întreagă armată să-ți pună bețe în roate, este mult mai greu să rezolvi problemele și evident că sacrifici comunicarea. Eu asta am făcut. 3 ani n-am avut timp suficient să comunic. Dar lucrurile acestea, oamenii trebuie să le vadă. Eu nu fac lucrurile astea ca să le vorbesc eu. Trebuie să le vadă oamenii. Mai pui o întrebare, Bogdan? Ce avem acolo? Da. Ce puteți face, ce puteți, nu dumneavoastră, ce face constructorul în intersecția de la Sirom?
Pentru că acolo, într-adevăr, eu chiar nu înțeleg de ce este acea denivelare atât de mare și acolo și dincolo spre Lămâiței, deci, parcă. Constructorul trebuie să ducă asfaltul la o anumită cotă, pentru că tot proiectul vizează spații verzi, vizează trotuare accesibilizate, cu rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, cu piste pentru bicicliști și mai avem, ghicit ce, o problemă la care administrația precedentă nu s-a gândit sau de care nu s-a preocupat, și anume magistrala de apă. Acest proiect a intervenit și în mai puțin de 3 ani a trebuit să facem proiectul tehnic, să obținem toate avizele pe o lungime de 4,2 km. Este foarte complicat să obții avizele de la toți avizatorii, să ai cunoștință despre toate rețelele care trec pe, pe subteran și să mai și implementezi acest proiect, să duci, să faci săpătură până la 2 metri și jumătate, să treci o conductă de 60 de centimetri grosime printr-un păinjeniș de rețele și să mai rezolvi și să te mai confrunți și cu numeroasele avarii și situații în care trebuie să sudezi în apropiere de sau când este apă care băltește sub lucrarea respectivă. Deci sunt foarte multe provocări. Urmează ca pe Traian și, piața, și în piața Mihail Cogălniceanu să înceapă turnarea acelei plăci betonate care să susțină, să fie pusă practic pe umerii și să acopere lucrarea de apă. De aceea s-au lăsat acele zone, bineînțeles, obligatoriu. Până la finalul acestui an vrem să avem stratul de uzură turnat pe Traian și în piața Mihail Cogălniceanu. Vom mai avea de finalizat aceeași lucrare, care este extrem de complexă. Nu este doar că pui 4,2 km de țeavă de apă, mai trebuie să realizezi și câteva zeci de branșamente, de cămine, de racorduri, care presupun săpături ulterioare, cofrare, turnare beton și așa mai departe. De aia nu este o lucrare care, să zic, că curge șnur, pentru că totul a fost cumva și grăbit de nevoia de a finaliza până la acest final, până la finalul acestui an aceste proiecte. Rămâne ca decebalul să-l finalizăm anul viitor. Am înțeles asta. Deci la Asirom încă mai e de așteptat asta. La Asirom trebuie să turnăm și la Asirom și la Lămâiței și pe întreaga lungime a Bulevardului Traian și piața Mihail Cogălniceanu, trebuie turnat placa de beton rutier care să asigure stabilizarea terenului înainte de asfaltare, apoi se vine cu stratul de egalizare și binder. Toate intersecțiile vor arăta cum trebuie. La final se vine pe întreaga lungime a acestui segment, de la Liceul de Chimie până la Muzeul de Istorie, cu stratul de uzură. Aici era vorba de intersecțiile respective, unde sunt niște denivelări. Da, poate s-ar putea face măcar ceva. Trebuie turnat acel beton pentru a putea Sergiu, face aducerile la cotă. Domnul Sergiu, nu știu dacă Bogdan o să poată, se fac demersuri pentru a fi preluate, mă rog, mie mi se pare un pic cam mult acum, apasef și troleibuzul de administrația primăriei. Nu, e foarte complicat să zicem că putem să preluăm noi în gestiune aceste companii. În primul rând, eu îmi doresc o colaborare eficientă și o corespondență eficientă între primărie și Consiliul Județean pentru a funcționa în interesul cetățeanului. Nu vreau autoritatea asupra celor două companii, ci vreau ca, într-adevăr, aceste servicii publice să fie gândite coerent, asumat, prin colaborare eficientă între cele două instituții publice, care trebuie să deservească cetățeanul și să asigure calitatea serviciilor publice, la cele mai înalte standarde. Câtă vreme totul a fost gândit de ani bun, nu neapărat de un an, doi sau acum. De ani bun se întâmplă ca între cele două instituții să fie un meci politic. Eu nu l-am continuat și nici nu-l merit. Dar, din păcate, astăzi primarul de Piatra Neamț decontează
Ghiciți care sunt cele mai grave trei probleme pe care le semnalează pietrenii. Am realizat și a anunțat și domnul președinte George Lazar săptămâna trecută, s-a realizat un sondaj pe Piatra Neamț. Cele mai grave probleme pe care le resimt pietrenii sunt spitalul. Nu este, cred că, o noutate pentru nimeni. Este o surpriză pentru o țară întreagă să vadă că Piatra Neamțul, că s-au făcut sondaje în toată țara, nu doar la Piatra Neamț, la Piatra Neamț aproape 1 din 5 pietreni consideră că cea mai gravă problemă este calitatea serviciilor publice și felul în care arată condițiile din spitalul județean. În celelalte orașe, comparativ, dacă la Piatra Neamț este undeva la aproape o cotă de 20% semnalată această problemă, în celelalte orașe nu e mai mare de 13-14%, deci este o diferență uriașă. A doua problemă, apa. Și a treia problemă, transportul public. Niciuna dintre aceste trei probleme nu sunt în directă administrare a primăriei Piatra Neamț, dar facem eforturi. Uitați-vă care este și cea mai stânjenitoare sau deranjantă lucrare din oraș, tocmai cea de apă. Pentru că vrem să rezolvăm problema, nu vrem să arătăm cu degetul către nimeni. Și invităm la parteneriat compania APASERV să vină să ne spună public care este bugetul pe care îl va aloca anul viitor pentru investiții în oraș, ca să punem la punct celelalte rețele de apă. Urmăm modernizarea, vrem să modernizăm întregul oraș. Nu ne vom limita la aceste trei coridoare de mobilitate. Și nu vrem să facem doar lucrări superficiale, venim cu borduri, cu trotuare și cu asfalt, le punem peste ce avem acum și gata, ne spălăm pe mâini și mergem mai departe. Avem de rezolvat foarte multe probleme în subteran. Aceasta a fost și gândirea în implementarea acestor proiecte. Am invitat toți operatorii de rețele publice, de utilități publice, să remedieze problemele din subteran. Gazul și-a făcut treaba, cei cu distribuitorii de curent și-au făcut treaba. Noi, pentru că APASERV-ul nu a avut energia... Ceilalți care au cabluri și-au făcut treaba. Da, da, exact. Mai greu, poate imperfect, mai cu deranj, mai cu... Dar până la urmă aceste lucruri se întâmplă. Pe viitor vrem să facem lucrurile și mai bine. Ca să le facem și mai bine, cel mai important într-un proiect este planificarea. Dacă îți faci planul cum trebuie și dacă asiguri resursele necesare, implementarea și execuția lucrărilor trebuie să fie mai bună. Și asta urmărim. Urmează să modernizăm alte 13 străzi, care vor fi practic, vor închega această rețea de modernizare a orașului. Și pe aceste 13 străzi, bineînțeles, întâmpinăm aceleași rețele expirate. Și am avut o discuție cu APASERV-ul prin care să le zicem, vrem să rezolvăm această problemă, dar trebuie să o facem împreună, trebuie să colaborăm. Spuneți-ne ce faceți voi și noi vă spunem că aceste 13 străzi trebuie schimbate și mai avem și altele, pentru că nu e suficient să faci doar proiectele cu bani europeni, toate acestea interferează și cu proiecte cu care trebuie să vii în completare. Fie o alee, fie o parcare, fie un acces. Ei, și avem nevoie de ajutorul lor, inclusiv bugetat, nu doar teoretic să stea la masă cu noi. Asta de vorbă. Ne costă aproximativ 40 de milioane de lei ca să punem la punct rețelele pe de cele apă 13 străzi. Și canalizare pe cele 13 străzi. Și adică am identificat o sursă de finanțare. Mai mult decât lucrare? Mult mai mult, bineînțeles. Păi, vă dați seama, este o rețea de distribuție care se întinde. Nu-mi dau seama cât mari sunt străzile. Adică una e bulevardul, una e bulevardul. Da. De la gară până la intersecția cu Petru Movilă, vorbim despre strada Mihai Eminescu, vorbim despre piața Mihail Cogălnicianu, vorbim despre Dacia, despre Orhei. Adică străzi mari, nu străzi, străduțe. Bineînțeles, da, da. Străzi secundare. Nu sunt neapărat coridoarele principale de mobilitate, dar asigură legătura dintre acestea. Bună dimineața, spune doamna Bianca. Grădinița cu program prelungit numărul 2, când va fi deschisă?
Acolo lucrarea este finalizată. S-a montat și mobilierul. Constructorul lucrează acum la schimbarea ușilor pentru că a apărut o problemă de obținere a vizului ISU. Pentru obținerea vizului ISU se... Nu pricep. Adică lucrarea era făcută conform proiectului. Da. A venit ISU și a zis că proiectul nu era făcut bun? Aici a fost, presupun, o scăpare a constructorului care nu a fost atent la certificarea europeană a standardului de siguranță a ușii respective. Și, deci ușa, e vorba de o ușă sau de mai multe uși? Mai multe uși interioare. Toate se schimbă, facem recepția finală și vor veni... Mobilierul e rezolvat acolo, da, problema. Mobilierul s-a rezolvat. Bun. Aurelian, bună ziua! Pe Bulevardul Traian vor mai fi parcări? Pe Bulevardul Traian cred că este deja de notorietate că toate parcările de pe Bulevardul Traian vor dispărea. Și vă spun și de ce. Este proiectul are pe întreaga sa lungime piste pentru bicicliști. Dar am o veste bună pentru toți pietrenii. Am demarat o investiție momentan încurcată de această teribilă ordonanță a austerității, dar o investiție care o vom pune în aplicare în cel mai scurt timp posibil, și anume mai multe parcări supraterane cu care să atenuăm, să rezolvăm această problemă a dispariției unor locuri de parcare. Ce înseamnă asta supraterane? Că nu... Pe niște suprafețe identificate, în special de-a lungul coridoarelor în zona respectivă. Să venim cu parcări tip puzzle, cu lift, dacă spațiul permite, parcări pe verticală, cu clasice, convenționale. Eu sunt curios cine se... Am avut discuții cu mai mulți proiectanți în acest sens. Am vizualizat proiecte care se întâmplă în mari orașe, în București, în Cluj, și vom realiza și noi același lucru pentru că este nevoie de a rezolva această problemă. Și acum am fi avut deja mare parte din documente rezolvate dacă nu ar fi apărut această ordonanță. Discuțiile le-am început de mult. Problema este că nu am reușit să finalizăm efectiv contractul. Doamna Simona Ioana, o să pună și Bogdan, bună dimineața, anul acesta va începe reabilitarea termică la școala Daniela Cuciuc? În momentul acesta suntem în faza obținerii avizelor. După ce obținem toate avizele la proiectul tehnic, vom putea merge cu achiziția lucrărilor de execuție. Creșa din Speranța. Cel mai probabil, atât școala Daniela Cuciuc, cât și colegiul Liceul de Chimie, ca să dăm așa un orizont de timp și să știe oamenii la ce să se aștepte, probabil lucrările vor începe după finalizarea anului școlar curent. Da, mergem mai departe. Tot vin întrebări și nu prea, unele nu le înțeleg nici eu. Se va face pietonala la Muzeul de Istorie? Am văzut eu niște poze, dar nu m-am... Am vorbit și cu domnul ministru Adrian Vește acest subiect. După cum știți, am și prezentat public o serie de imagini despre cum vedem noi reorganizată această zonă pentru a pune în valoare Muzeul de Istorie, o clădire făcută în stil neoclasic. Trebuie să deschidem cât mai mult piațeta pentru a și o zonă de evenimente cu predilecție culturale, pentru că așa se pretează în fața Muzeului de Istorie, să poți avea o lansare de carte, să poți avea o prezentare de un eveniment cultural. O lansare de candidați.
Nu, ca să nu mai facem lângă, ca să nu mai facem lângă turnul lui Ștefan. Ca, nu, știi, vorbim... că face lumea comparații după aceea. Știți care sunt cei mai activi și agresivi din punctul ăsta de vedere acum. Dar nu puteam să mă abțin. Fiecare săptămână avem cel puțin o solicitare de la AUR, de exemplu, de a mai organiza un eveniment public. Nu vom permite să ne batem joc de spațiile astea în felul acesta. Haideți să lăsăm spațiul public oamenilor. Partidelor mai puțin. Nici mie nu surâde această idee. Scopul acestor spații publice este să-i facem pe oameni să se bucure de ele, nu pe candidați sau pe partide. Da, e clar că vorbiți în perspectivă și dumneavoastră știți foarte bine ce vorbiți. Urmează un an foarte complicat. Să ne întoarcem la piațeta asta. Da, deci... piațeta se va face. Am vorbit și cu constructorul și cu colegii din primărie care gestionează, care urmăresc implementarea acestui proiect. În momentul de față suntem puțin blocați pentru că avem nevoie de o notă conceptuală, o temă de proiectare, care ele există. Au fost gândite și chiar mulțumesc arhitectului care s-a implicat și a avut viziunea organizării acelui spațiu în felul în care am și arătat public. Trebuie realizate niște documente în spate și suntem blocați în momentul de față de această ordonanță. Noi sperăm că astăzi să primim vești bune și să nu avem nicio întârziere în realizarea acestui obiectiv, dar am găsit și eventualele soluții. Oricum vom merge pe această idee a pieței regândite. Am înțeles. Bun, vreau eu să lămuresc o treabă. Toată lumea întreabă ce e cu proiectul de la spital. Dom'le, proiectul de la spital. Primăria nu are treabă cu proiectul de la spital, decât spitalul nou, vorbesc. Și nici spitalul ăsta. Decât dacă se va pune problema, probabil, de niște utilități. Dar asta e o altă... La spitalul nou. L-am confirmat public. Nu vom ajuta cu tot ce putem acel proiect. Utilitățile, de fapt, sunt duse până la limita UAT-ului. Vreau să mai spun cum că să mergem în altă parte, ieri, cum se trece în... Ieri Mesagerul de Neamț a dat o știre, în mod normal pentru un asemenea eveniment, trebuia domnul Asafte și toți ai lui să facă o conferință de presă să ne informeze că au scos ca procedură la licitație proiectarea și construcția noului spital fără a avea contractul de finanțare semnat pe acea celebră clauză suspensivă, adică îl scoți și când vei avea finanțarea vei lucra. Ce mă deranjează pe mine este că se vorbește despre PNRR acolo, că o parte va fi prin PNRR și nu știu ce. Eu aștept cum să semnez, cum să fie pe PNRR dacă tu n-ai semnat încă contractul și nu știi dacă îl vei semna. Dar vreau să fie clar. Aici e la Consiliul Județean, transportul e la Consiliul Județean, spitalul e la Consiliul Județean, apa e la Consiliul Județean. Ca să încheiem o dată discuția asta. O doamnă mă ceartă, dar eu sincer nu-i găsesc mesajul. O doamnă mă ceartă și îmi spune de ce nu puneți mesajul ăla. Sincer, nu-l găsesc. Dar, mă rog, încercăm să punem acele mesaje care cât de cât să fie de interes pentru cât mai multă lume. Ca așa numai să spui cât constructor a lăsat mizerie, da, știm cu toții. Și constructorul, vedem ce se întâmplă și cu gunoiul, vedem și... Da. Bună dimineața! Ce se întâmplă cu vegetația de pe Bulevardul Traian? Este trist să vedem... Da, uite, a găsit Bogdan mesajul pe care eu nu-l citeam și l-a pus. Ce se întâmplă cu așa mare pierdere de apă la blocuri? Ne-am sătărit să plătim zeci de metri cubi. Deci, ce spuneam înainte? Deci, exact lucrul dinainte. L-am citit. Nu știu, trebuie să vă adresați celor care se ocupă cu apa, bănuiesc. Și mai este o problemă. Aia o să vă spun așa, vedeți că rețeaua din bloc e a dumneavoastră. Până la bloc e rețeaua noastră, rețeaua din bloc e a dumneavoastră. O întrebare, deci asta cu vegetația pe Traian.
E trist să vedem copaci și arbuști ornamentali sănătoși tăiați de constructori. Nu cred că s-a întâmplat așa ceva. Acum nu știu, poate... nu, dacă ne poate explica mai bine concetățeanul nostru. Nu știu să se fi tăiat, de exemplu, pe Traian. Pe Decebal au fost 13 copaci bătrâni care... să vă spun ceva. Un proiect de asemenea învergură este imposibil să nu interfereze. N-ai cum să eviți să interfereze cu fie cu spațiu verde, fie cu alte proprietăți care nu aparțin primăriei. Slavă Domnului, am reușit să evităm foarte multe situații neplăcute și să ne pliem fix pe amplasamentele disponibile. Dar există situații, cum au fost cei 13 copaci de pe Bulevardul Decebal, unde nu am avut cum să evităm situația respectivă, plus că erau arțari americani care au o durată de viață destul de scurtă și era cam depășită. Majoritatea dintre ei erau foarte, foarte bolnavi. Vă promit că la finalul proiectului, spațiul verde va arăta impecabil de-a lungul acestor coridoare de mobilitate și puteți vedea, eu consider că aerul, atmosfera, peisajul, aspectul pe care îl are acum Calea Romanului e un exemplu foarte bun și pietrenii ar trebui să vadă acolo cam cum va arăta întregul oraș. Este nevoie de timp pentru asta și răbdare. Pe perioada unui șantier, e clar că lucrurile nu arată perfect. Spunea un personaj pe care îl apreciez foarte mult, spunea că nimic nu arată mai urât decât o ruină, decât un șantier. Cam asta este realitatea. Oriunde în lume se întâmplă asta. Bine, acum ca să fim foarte cinstiți, mai sunt și șantiere care arată foarte bine acolo unde constructorul are grijă să protejeze spațiul înconjurător, să pună plase, să pună panouri, să nu stai să vezi cum îți ia ăla ce îți scoate nu știu ce. În mod normal, într-un astfel de proiect, trebuie să ai o sumă foarte mare de bani alocată prin proiect, deci evaluată încă din timp, tocmai pentru partea de siguranță, protecție semnalistică și transportul respectivelor echipamente, întreaga logistică din spate, încă din faza inițială. Din păcate, în condițiile în care la noi vorbim despre niște proiecte semnate în 2018-2019, care au fost destul de mult timp blocate, nu s-a întâmplat nimic, drumurile s-au și depreciat, a venit pandemia, a venit război, au venit tot felul de crize care au crescut cu până la 200% prețurile la unele materiale, ne-am trezit că în loc să rămânem la o cotă de la o contribuție proprie de 2%, am ajuns la 40%. Da. Sunt mici compromisuri pe care trebuie să le înțelegem și să le acceptăm. Când se va reabilita liceul de artă corpul B? Urmează. În momentul de față avem o lucrare destul de consistentă pe care sperăm să o terminăm până la finalul acestui an. Și vom merge mai departe și cu celelalte corpuri. Dar trebuie să terminăm lucrurile pe care le-am început. Două lucruri care revin în fiecare emisiune. Strada Plantelor, dacă ați mai făcut ceva cu ea. În fiecare săptămână vorbesc despre Strada Plantelor. Și domnul consilier Ciprian Enache e foarte activ în urmărirea acestui subiect și apreciez acest lucru. Vom avea Strada Plantelor și Strada Băncii pe investiții anul viitor. Acum colegii de la Urbanism împreună cu colegii de la Direcția Tehnică lucrează la identificarea potențialelor soluții. Vom face o întâlnire cel mai probabil în teren cu oamenii, cu riveranii zonei pentru a le spune, acestea sunt variantele de lucru, putem avea un drum șerpuit și cu foarte multe condiționări sau facem un efort împreună și facem drumul așa cum trebuie. Nu înțeleg dacă s-au ocupat ilegal terenuri acolo. Nu putem spune neapărat că ilegal, pentru că sunt și situații, chiar le-am descoperit recent, în care
pur și simplu a fost o problemă de cadastrare, de măsurare, nu neapărat că omul a intrat ilegal, omul este pe proprietatea lui, doar că ea a fost măsurată un pic greșit și s-au translatat... În minus. Nu neapărat în minus. Deci. Da, sunt și oameni care au mers pe principiul că dacă vecinul are gardă aici, am pun și eu gardă aici, fără a fi atent la limitele de proprietate pe care le-a avut. Ei, în momentul de față se analizează situația de la caz la caz. Vom avea pe bugetul de anul viitor incluse cele două străzi. Nu vrem să ținem pe nimeni în evul mediu, vrem să rezolvăm situația, dar nici nu putem să facem un drum în care... Da. Mintiana. Apă. Gaz. Pentru a pune acolo apă pe strada Mintiana... Care, oamenii care au acolo fântâni au rămas fără apă pentru că a secat. Seceta. Da, știm asta. Pentru a pune apă pe strada Mintiana este nevoie de o extindere. O extindere apasă. Pentru ca... Nu... Deja nu mai bat nici gura degeaba, nici pe la uși, doar ca să mă rog, fără rezultat. Sunt dispus să ne asumăm investiția pe primărie. Doar că ce se întâmplă? Nu sunt inginer de specialitate, nu sunt tehnic, dar din punct de vedere hidraulic, e o irosire să te apuci să... Bagi bani în extinderi, câtă vreme rețeaua centrală este deficitară, câtă vreme rețeaua centrală este Schweizer și sunt pierderi foarte mari, nu poți asigura presiunea necesară, nici măcar cu stații de pompare nu poți asigura presiunea necesară pentru a face distribuția de apă până la periferie. Avem în vedere extinderile de rețele de apă. Le garantez tuturor pietrenilor că au acest drept și că vor beneficia de el, dar întâi trebuie să punem la punct rețeaua extrem de deficitară pe care o avem în oraș. Vom avea apă și pe strada Mântiana și vom ajunge să avem și o colaborare eficientă cu operatorul de apă. Că e APASERV, că va fi altul, dacă APASERV-ul nu își vede de treabă anul ăsta, nici anul viitor, nici peste 2 ani, păi va veni momentul în care va trebui să luăm o decizie. Eu sper că anul viitor va fi un an în care foarte multe lucruri se vor așeza. A revenit doamna de pe Bulevardul Traian cu arborii. În zona blocurilor A8 și A9 s-au tăiat copaci sănătoși. Tu ia la intervenția societății APASERV. Nu știu dacă APASERV-ul lucrează acolo, cred că e vorba de țeava de apă. Vis-a-vis sunt depozitați paleți de pavele pe spațiu verde. A8, A9, trimiteți pe cineva să vadă despre ce este vorba acolo. Da, da. Cred că a fost o lucrare sub trotuar pe care nu aveau cum să o desfășoare altfel. Nu știu exact dacă despre această situație este vorba. Nu mi-a fost adusă la cunoștință, dar vom verifica. Da, pe raza cartierului Dărmănești, majoritatea băncilor care sunt pe unde sunt ele așezate, sunt putrezite. Unde? În cartierul, pe raza cartierelor Dărmănești. Doamna Ana Maria Pădureț ne scrie, nu știu că... Să ne spună punctual, am alocat foarte mulți bani pentru punerea la punct a mobilierului stradal și încercăm să o facem și temeinic, fără a mai pune scândură de brad netratată, ca să o schimbăm manual, dacă cum se făcea odinioară. Încercăm să venim cu lucrări care să țină mai mult, să fie și mai aspectoase, mai estetice. Aș vrea să ne spună punctual unde este vorba și voi ruga colegii transmiteți și dăm mai departe. Pe când o soluție legată de înmulțirea porumbeilor din oraș și mizeria pe care o lasă în urmă. Dacă tot primarul trebuie să ocupe de problemă, asta. E o problemă asta? Va fost semnalată? Noi avem un regulament de gospodărire în care interzicem crescătorilor de porumbei să-i țină în acoperișuri. Altceva nu văd ce poate face primarul, dacă are cineva vreo idee, vă rog să ne vină cu o propunere și vedem ce putem implementa de acolo. O ultimă întrebare, după aceea aș vrea să mai discutăm un pic. Pe varianta
pe varianta autoturismului, vor avea voie să circule pe prima bandă în vreun fel și eu o pun întrebarea. Mulțumesc pentru întrebare. Încerc de multă vreme să lămuresc lucrurile și văd că erau apărut în spațiu public o serie de articole care aduc și lămuriri destul de bune asupra acestui subiect. Aceste coridoare de mobilitate despre care vorbim de multă vreme sunt proiecte de viitor și invit pe toți pietrenii să aibă încredere în ele. Nu vreau ca nimeni să se simtă descurajat de ideea restricțiilor, de ideea teoriilor conspiraționiste cu orașul de 15 minute din care nu vom avea voie să ne plimbăm, să umblăm, se vor limita drepturile, să lase în pace pe cei care răspândesc știri false, dezinformare, ură, superficialitate și atâta înverșunare împotriva modernizării orașului, că n-au o treabă cu realitatea. Vom avea cel puțin trei faze pe care le garantez tuturor pietrenilor. Și vreau ca fiecare să înțeleagă că acestea sunt proiecte în care nu numai că merită să avem încredere, va trebui să ne obișnuim cu ele și să ne familiarizăm. Până la finalizarea modernizării întregului oraș, până la finalizarea modernizării coridoarelor de mobilitate, nu putem vorbi de restricții. Este bine că se vorbește despre bandă dedicată pentru transport public, pentru că vreau ca oamenii să înțeleagă că aceasta este direcția în care va trebui să prioritizăm transportul public pentru a crește predictibilitatea și, bineînțeles, încrederea și utilizarea efectivă a acestui serviciu public. Dar mai e cale lungă până acolo. Până nu vom avea finalizate coridoarele de mobilitate, nici nu vor apărea indicatoarele cu restricții. Adică vreau ca autobuzele să circule pe banda dedicată, mașinile de transport public să trateze, să meargă, să folosească banda dedicată. Să respecte această Dar traficul general poate merge pe ambele benzi, tocmai pentru că avem nevoie de fluență. Nu putem să aplicăm, să venim să aplicăm sancțiuni drastice și draconice pe lucrări, câtă vreme încă mai sunt multe lucruri de pus la punct până a avea aceste coridoare de mobilitate perfect funcționale. Deci, în momentul de față, vorbim doar de o viziune pe termen lung. Anul viitor vom finaliza până la jumătatea anului orientativ și bulevardul coridor de mobilitate principal, respectiv bulevardul Traian, piața Mihail Cogălnicianu și Decebal. Din acel moment vom începe să încurajăm mai mult oamenii să folosească banda de circulație pentru trafic general și să lăsăm cât mai liberă banda pentru transport public. Dar nu se vor aplica sancțiuni. Nu se vor aplica sancțiuni tocmai pentru că noi trebuie să obișnuim, să creăm un proces extrem de îndelungat. Educația nu se întâmplă peste noapte. Și vreau să ne familiarizăm cu aceste îmbunătățiri în timp și ușor, ușor să vedem dacă nu este mai eficient să mergem cu autobuzul sau cu bicicleta sau cu alte mijloace de transport public sau chiar pe jos. Haideți, acum anunț că nu mai iau întrebări în perioada următoare. Ați amintit la începutul emisiunii de ordonanța aceasta care mai și blochează niște lucruri. Ce anume, ce se blochează la Piatra Neamț cu ordonanța asta? Ordonanța blochează aproape tot ce nu are legătură, nu blochează, limitează. Da? Practic asta face. Limitează, plafonează orice cheltuială care nu are legătură cu fondurile europene. Indiferent cum am numit, face greutăți, provoacă greutăți. Sigur că da. Adică ne pune în dificultate organizarea Târgului de Crăciun și a festivităților de închidere de an, Revelion și tot ce ne-am propus acolo, ne limitează în proiecte pe care vrem chiar și de exemplu. Deci, practic, dumneavoastră nu aveți voie să faceți asta, sau, mă rog, dar puteți să-i dați cuiva să facă.
Să facă și să se ocupe de toate ce înseamnă cheltuială. Cine poate să-și asume acest lucru? Păi bănuiesc că iar vă cădea măgăreața pe Camera de Comerț și Industrie. Da, bineînțeles. Am și avut discuții în acest sens. Să preia toate eforturile de organizare și noi să sprijinim în limita permisă de această ordonanță. Dar să vă spun o curiozitate. Această ordonanță ne încurcă chiar și proiectele cu finanțare europeană. De exemplu, reabilitări de școli. Vă dau un exemplu. Colegiul Tehnic de Transporturi, școlile 5 și 8. Unde ce se întâmplă? Avem niște modificări de rețele, de racorduri, de branșamente care nu sunt prinse în proiect. Care nu sunt prinse în proiectul tehnic, pentru că apar la orice proiect. Apar niște modificări de imposibil să le anticipezi din timp. Și aceste activități, evident, că le derulezi pe buget local, unde trebuie să închei contract, chiar și să obții niște avize. Acele avize e complicat să le obții pentru că nu ai cum, reprezintă o cheltuială pe care o angajezi pe buget local și culmea este că plafonul stabilit, luând în calcul cheltuielile derulate în lunile ianuarie-septembrie, da? Se face media lunară, acela este plafonul. Toate, însă grosul cheltuielilor, evident, n-au fost în ianuarie-aprilie. Apar pe final de an, că în ianuarie s-a aprobat bugetul, a mers până, sau în februarie, până atunci am mers pe 1/12, demarez lucrarea, situațiile de lucrări și grosul vine august, septembrie, octombrie. Exact. Noi ajungem să facem plățile în octombrie, noiembrie, plățile cele mai mari, cele mai consistente. Cum pot eu să menorez angajamentul de plată la timp față de un constructor care i-am promis nu vom avea întârziere în plata facturilor? Bun. Nu intră în discuție proiectele cu finanțare europeană. Dar acum suntem în faza, în jurul lor? Dar acum suntem în faza în care, pe lângă proiectele cu finanțare europeană, avem de făcut niște alei. Avem de rezolvat problema unor accese. Avem de rezolvat racorduri, branșamente, pentru că ne pregătim de recepția finală. Cum fac recepția finală dacă nu am aceste racorduri puse la punct? Eu zic să întrebăm guvernanții. Am întrebat, bineînțeles, domnul ministru. Am vorbit și cu domnul ministru Boloș, am vorbit și cu domnul Veștea, care a fost chiar la Piatra Neamț săptămâna aceasta. El cunoaște foarte bine aceste probleme. A fost primar la Râșnov. Administrație. A fost 3 mandate primar la Râșnov și de 2 ori președinte al Consiliului Județean Brașov. Știe administrație foarte bine, cunoștea provocările, a adus și el la cunoștința domnului ministru Boloș. Și a pregătit un memorandum care să fie mult mai cuprinzător decât și general decât poate veni în particular memorandum de la fiecare OAT în parte. Noi lucrăm și noi la particularitățile pe care le avem pe fiecare proiectel în parte, dar sper că mare parte dintre aceste probleme să se rezolve cu sprijinul domnului ministru Veșa. Cum funcționează din punct de vedere financiar chestia asta? Dumneavoastră aveți niște bani care, banii respectivi, o parte, au fost disponibilizați, cumva preluați sau nu înțeleg cum funcționează. Nu. Practic, guvernul, respectiv în special Ministerul Finanțelor, dorește să limiteze deficitul pentru a se încadra în țintele. Aștept cu nerăbdare luna decembrie să fac o rectificare pe minus și în decembrie ca să încadreze, că depășim oricum. Însă, este, din punctul meu de vedere, este o greșeală fantastică și mai ales o greșeală de gândire și de abordare. Să îți imaginezi că poți reduce deficitul reducând investițiile. Păi acestea îți generează valoare adăugată pe termen lung. Da, sunt de acord cu gândirea că trebuie să limităm cheltuielile, dar să lăsăm investițiile, pentru că de acolo, culmea, 40% din plățile care se fac se întorc imediat în bugetul de stat, prin contribuțiile, taxele pe care respective. Da. Deci, practic, vă încurcă mult, nu puțin, adică, pe de o parte,
trecem peste organizare, târg de Crăciun și... E important ca imagine, ca tot, dar pe mine mă interesează partea asta la altă. Deci pe 30 decembrie ar trebui să aveți gata cel puțin o școală, dacă nu două. Ca să le ai gata, trebuie să ai tot ce ține de ele funcțional, ca să poți obține autorizațiile, că să nu se întâmple ca la celebra creșă din Speranța, unde nici acum nu avem locatari, ca să zic așa. Pentru că n-au venit toate documentele. Lucru care ar trebui să vă atragă atenția asupra tuturor investițiilor. Vezi podul de la spital? Una e să fie gata podul și alta e să-l poți da în circulație. Să-i da drumul circulației pe el. Bineînțeles. Sunt foarte multe condiții și elemente de luat în considerare în fiecare proiect. Asta a fost emisiunea de astăzi, că am depășit timpul. Mulțumesc pentru participare. Ne vedem la următoarele emisiuni, când vom reuși să ne cuplăm ca program. Ca de obicei, eu zic că respectăm regula, dar trebuie să admitem și excepțiile. Și vă mulțumesc mult pentru emisiunea. Mulțumesc pentru participare. Oameni buni, asta a fost emisiunea. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru participare, majoră participare, și pentru întrebări. Eu îi înțeleg și pe cei care pun întrebări care nu au legătură cu problematica primăriei, pentru că trăiesc într-un oraș și în mod normal, ar trebui să aibă legătură apa, transportul, spitalul cu primăria, pentru că se petrec toate lucrurile acestea pe raza comunității respective. Cele bune, sănătate multă, numai bine tuturor! Protestele angajaților din casele de asigurări de sănătate continuă. Cei din capitală, dar și din restul județelor, ies în fața sediilor instituțiilor până la ora 16. Aceștia reclamă salariile mici din sistem, care au rămas aceleași din 2018. Angajații casei vor asigura doar urgențele de la ora 16 la 17, care vizează aprobări pentru aparate de oxigen, stome sau servicii necesare gravidelor sau persoanelor cu dizabilități. Protestele au fost declanșate în 2 noiembrie, pe perioadă nedeterminată, și pot afecta, între altele, programele naționale de sănătate. Mâine, sindicaliștii din sistem au anunțat că vor face declarații. Ministrul Energiei Sebastian Burduja a spus aseară într-o emisiune la TVR că guvernul are în lucru un memorandum. Astfel, compania primăriei care se ocupă de furnizarea căldurii ar putea fi preluată de Elcen, compania guvernului care produce agentul termic. Burduja a amintit și de datoriile înregistrate frecvent de Termoenergetica. În prezent, compania municipală datorează Elcen aproximativ 700 de milioane de lei. Premierul Marcel Ciolacu merge astăzi în Egipt. Deplasarea are loc în contextul în care ieri primii 103 români din fâșia Gaza au primit acceptul de a trece granița în Egipt. Ulterior, aceștia vor fi aduși în țară de la Cairo cu un zbor special. Între timp, alții 51 de români vor fi evacuați astăzi, anunță Ministerul Român de Externe. Diplomația de la București continuă dialogul cu misiunile diplomatice de la Cairo și Tel Aviv pentru a-i evacua și pe restul românilor rămași în fâșia Gaza. În total, 260 de cetățenii români au cerut ajutorul autorităților. Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a salutat eforturile Ministerului de Externe și și-a arătat susținerea față de românii afectați de războiul din Israel. Guvernul a pus în transparență publică proiectul care modifică din nou regulile pentru plățile cash. Noua ordonanță de urgență va menține practic doar plafonul de casă de 50.000 de lei și avansul spre decontare plafonat la 1.000 de lei pe zi. În rest, limitele actuale vor rămâne în vigoare. Guvernul a revenit asupra deciziei de a plafona semnificativ plățile în numerar. În expunerea de motive, executivul spune că societatea nu este pregătită momentan pentru limitarea utilizării numerarului.
Republica Moldova ar putea începe negocierile cu Uniunea Europeană pentru aderare. Comisia Europeană va publica astăzi raportul despre progresele țării. Documentul este în mare pozitiv și încurajator, scrie presa. Chișinăul a făcut progrese în 6 din cele 9 domenii care au fost indicate. Raportul ar putea recomanda și începerea negocierilor de aderare rapid în primăvară. Decizia finală aparține însă Consiliului European, care se va întruni în ședință luna viitoare. Comisia Europeană va prezenta tot astăzi și progresele Ucrainei pentru procesul de aderare. Proiectul legii pensiilor va fi adoptat de guvern joi. Ulterior va intra în procedură de urgență în Parlament, a anunțat ministrul muncii Simona Bucura Oprescu. De la 1 ianuarie anul viitor, punctul de pensie va crește la 2032 de lei. Deja săptămâna trecută, după cum știți, am postat proiectul în transparență pe site-ul Ministerului Muncii Solidarității Sociale. Perioada de transparență este până pe data de 9 noiembrie. Ambiția noastră este ca pe 9 noiembrie să fie adoptat în guvern, după care să venim în fața dumneavoastră pentru ca împreună să avem un parcurs parlamentar accelerat, astfel încât până pe data de 20 noiembrie să finalizăm calendarul parlamentar pentru reforma sistemului public de pensii, o lege extrem de importantă pentru români. Acest calendar accelerat este determinat de negocierile pe care le avem cu Comisia Europeană. Cu privire la impact, da, pentru aplicarea, începând cu 1 septembrie, este nevoie de o anvelopă bugetară de 13,84 miliarde lei, adică 55,36 miliarde lei pentru cele 4 luni din septembrie până în decembrie. Am fost întrebată când va fi aplicată legea. Legea va fi aplicată începând cu 1 ianuarie. 1. Pentru acordarea majorării de 13,8%, care respectă și actualele condiții ale legii pe formula elvețiană cu rata inflației plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pentru perioada la care ne raportăm, aceasta a fost negativă, ceea ce înseamnă că rămâne cu 13,8% din punctul de pensie, majorarea punctului de pensie. Asta înseamnă că dacă acum avem un punct de pensie de 1785, vom avea un punct de pensie de 2032 de la 1 ianuarie. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geană, rămâne pe primul loc în intențiile de vot pentru prezidențialele de anul viitor. În topul preferințelor românilor urmează premierul Marcel Ciolacu, șeful AUR George Simion, Elena Lasconi și Diana Șoșoacă, arată datele unui sondaj InScop. Trebuie precizat că sondajul comandat de News.ro a fost realizat înaintea anunțului PNL că va candida pe cont propriu la alegeri, dar și a scandalului Lasconi-USR. Același sondaj mai arată și că mai bine de 61% dintre respondenți au spus că vor merge să voteze la prezidențiale. Guvernarea cu PSD funcționează și ar putea exista și după alegerile de anul viitor, dacă va avea rezultate bune, spune purtătorul de cuvânt al PNL. Ionuț Stroie a comparat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș fosta colaborare a liberalilor cu USR. Dar excludeți o guvernare din nou cu USR? Cu tot respectul pentru partidul, să putea spune, cred că atitudinea sa imatură, conflictuală, capricioasă, l-a tras suficient de mult în jos, astfel încât să devină aproape irelevant la viitoarele alegeri. Deja știm foarte bine, există o a treia formațiune puternică care a luat loc SRE-ul în opțiunile românilor, iar trendul SRE-ul este descendent. Foarte, foarte greu am putut avea o formă de colaborare cu acest partid, pentru că permanent, de altfel și zilele astea o confirmă, a fost un partid generator de conflicte, un partid generator de crize, un partid care mai mult decât tensiuni, scandaluri, acuze, nu a contribuit cu nimic. De altfel, am mari îndoieli și în ceea ce privește competențele oamenilor pe care i-au propus în decursul vremii să conducă ministere sau agenții, dar asta e cu tot o altă discuție.
PNL va merge cu liste proprii la alegerile locale de anul viitor. Președintele filialei liberale de la sectorul 1, Sebastian Burduja, a spus aseară într-o emisiune la TVR că pentru capitală se așteaptă un raport de activitate din partea actualului primar general Nicușor Dan. Să fii cel mai important partid de dreapta, să ai cei mai buni primari și când vine vorba de București, cea mai importantă comunitate din România, să nu vii cu o ofertă electorală proprie, mi s-ar părea o eroare. Și eu am mai trăit eroarea asta la sectorul 1. Domnul președinte Ciucă a cerut un raport de activitate din partea primarului general. Urmează, sper, cât de curând tranșarea acestei situații în partid, deci o decizie cu privire la conducerea filialei București și noua conducere, sigur că va evalua punct cu punct și va avea un rezultat obiectiv. Merită sau nu susținerea domnul Nicușor Dan din partea partidului nostru. Nu mi se pare corectă poziția asta de candidat al dreptei în care ne obligă pe noi să-l susținem pe dânsul, pentru că pentru dânsul ar trebui să vorbească niște rezultate care să fie simțite de bucureșteni. Și aici e rezerva mea, repet, ca cetățean. Și alții liderii liberali au confirmat că partidul va merge la alegerile locale cu candidați proprii. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroie, a făcut anunțul în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș. Ne așteaptă niște alegeri locale unde noi am dat măsura competenței noastre în zona administrației, județe, comune, orașe. Este, până la urmă, dacă vreți, brandul nostru istoric, la care ținem foarte mult. Și la Sinaia am decis că prin noi înșine, apropo, motoul care a guvernat sau a definit istoria acestui partid să fie repus la loc de cinste. Sloganul cu care practic veți merge și în alegeri anul viitor. Da, este, dacă vreți, din punctul meu de vedere, mai mult decât un slogan. Este un model și o linie care a definit acțiunea politică a acestui partid în 148 de ani. Prin noi înșine înseamnă foarte mult pentru Partidul Național Liberal. Prin noi înșine, dacă să ne uităm la ultimii ani, am reușit să guvernăm responsabil, chiar dacă am făcut un sistem minoritar un an, iar ulterior, în urma o două alianțe politice. Tot așa și la alegerile din 2024 suntem ferm convinși că vom recâștiga încrederea românilor și de ce nu poate chiar vom atinge performanța electorală din ultimul doar alegerilor prezidențiale, pentru că s-a discutat foarte mult de ceea ce ne dorim ca și obiectiv electoral la anul, s-a făcut evaluarea întregii activități, a fiecărei filiale în parte, s-au stabilit care sunt oamenii cei mai pregătiți sau cei mai susținuți din punct de vedere al încrederii și sportului și recunoașterii publice, s-au făcut și anumite sondaje și ca și direcție generală politică s-a stabilit ca partidul să meargă. Deci, credeți, domnule Stroie, că după alegerile din 2024 și știm ce înseamnă o campanie electorală, credeți că veți mai putea continua, veți putea continua un guvern alături de Partidul Social Democrat, partid care va fi rival la alegerile din 2024? Noi vedem guvernarea ca pe o responsabilitate asumată în mod transparent, chiar dacă un oarecare deficit de imagine la vremea respectivă, până la urmă politica impune și anumite compromisuri. Și vom continua să guvernăm alături de Partidul Social Democrat. Ce vom face după alegerile din toamna anului viitor, vom vedea. Dar în condițiile în care această coaliție va avea rezultate bune, iar conlucrarea cu Partidul Social Democrat va fi una eficientă, de ce n-am putea continua? Până la urmă lucrurile bune nu se schimbă. Avem un mod și abia ne-am acomodat, apropo, de cele două partide cu agende diferite, în mod în care funcționăm în cadrul coaliției, după niște reguli clar și bine definite, colaborăm, există foarte multe obiective îndeplinite în comun, asumate de altfel la începutul guvernării în fața tuturor românilor. Până la urmă, prioritatea este această guvernare și dacă în finalul scrutinului din toamna anului viitor cifrele vor indica posibilitatea refacerii acestei coaliții, de ce nu?
Viceprimarul sectorului 6, Alexandru Gâdiuță, a fost exclus din USR. Decizia vine după ce chiar filiala de sector a partidului l-a acuzat că ar fi ajutat la angajarea unor colegi de partid loiali, dar și că ar fi încheiat contracte cu firma unui membru al filialei. Lui Gâdiuță i s-a reproșat și darul de nuntă de peste 85.000 de euro, dar și faptul că și-a făcut nunta la 3 ani de la cununia civilă. Viceprimarul de la 6 a negat acuzația. Shakhtyor, surpriza serii în grupele Champions League, ucrainenii s-au impus cu 1-0 în meciul cu Barcelona din grupa H. Tot aseară, AC Milan a întors partida cu PSG și a câștigat în finală cu 2-1. Scorul etapei a fost stabilit însă de Atletico Madrid, care a câștigat cu 6-0 meciul cu Celtic. Victorii au mai obținut aseară Dortmund, Manchester City și Porto. Meteorologii anunță cer acoperit astăzi și ploi în majoritatea regiunilor. La munte, la altitudinii mari, se pot semnala inclusiv Lapoviță și Ninsoare. Tot acolo și vântul va sufla cu putere. Temperaturile maxime scad ușor și vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Vreme închisă astăzi și în capitală. Trecător sunt așteptate ploi, iar vântul va sufla moderat. Și temperatura scade ușor, sunt așteptate cel mult 18 grade Celsius.